mulțumesc pentru că ați răspuns prezent invitației noastre. Subiectul pe care doresc să-l aduc în atenția dumneavoastră este cel legat de subiectul zilei, ca să zic așa, și anume sistemul de colectare și depozitare a gunoiului menajere din județul Alba și, în paralel, sistemul de management integrat al deșeurilor, pentru că aici, ce am văzut în presă, după ziua de ieri, există o gravă, gravă confuzie. Și vreau să precizez foarte, foarte clar că atribuția de colectare și depozitare a gunoiilor menajere revine, potrivit legii, în exclusivitate consiliilor locale și operatorilor. Consiliile locale reglementează prin hotărâre de consiliul local colectarea și depozitarea deșeurilor, iar operatorii sunt cei care, conform legii, prestează astfel de servicii către abonați, persoane fizice și juridice. O altă confuzie care am văzut că se face, vreau să vă spun foarte clar că nu Consiliul Județean Alba este cel care a decis închiderea, începând cu data de 17 iulie, a rampei de gunoi de la Alba Iulia. Instituția care a decis închiderea rampei de gunoi de la Alba Iulia, începând cu 17 iulie 2015, este Agenția pentru Protecția Mediului Alba, așa cum s-a întâmplat în toată țara. Vreau să vă reamintesc că în 2007, când am aderat la Uniunea Europeană, atunci ne-am asumat niște obligații. Iar una dintre acele obligații a fost ca până cel târziu, și atenție, și apropo, în 2017, noi să ne închidem cele 101 rampe de gunoi din clasa B, neautorizate și neconforme. Deci, Guvernul României a negociat ca până în 2017 să închidem aceste rampe. În baza unor parametri tehnici, dar și a unor declarații pompieristice, care ne amintesc de vremea odiosului în care se raporta cultura la hectar mai mare decât era cazul, atunci directorii de agenții de protecție a mediului s-au apucat să raporteze date de închidere care mai de care mai triumfaliste. Iar cei de la Alba au anunțat pentru depozitul central de la Alba Iulia 17 iulie 2015. Noi, Consiliul Județean, am câștigat o aplicație, un proiect, sistemul de management integrat a deșeurilor, în valoare de 60 de milioane de euro. L-am câștigat, atenție, puteam să aplicăm sau să nu aplicăm pentru acest proiect. Și acum, ca să vorbim pe documente, vreau să vă prezint hotărârea de guvern care apare în urma adreselor trimise de la CEP, la Agenția de Protecție a Mediului, și unde avem așa. Baia de Arieș, 2009, Abrut, 2009, Slarna, 2009, Câmpeni, 2009, Teiuși, 2009, Sepeșul, care au făcut-o pe procedură simplificată, Blajul și Cugilul, 2009. În baza deciziei colegilor de la Agenția pentru Protecția Mediului. Aici este și tabelul. Nu știu dacă dumneavoastră vedeți, cu depozitele neconforme clasa B din zona urbană, care sistează, citează depozitarea în perioada 16 iulie 2009-16 iulie 2017. Deci, atenție, Uniunea Europeană ne-a cerut să închidem până în 2017. În baza deciziei celor de la Agenția de Protecție a Mediului, Alba Iulia apare cu termen 2015. Am făcut aceste precizări și vă pun la dispoziție această hotărâre de guvern,